Un tânăr din Buzău este singurul fermier din țara noastră care cultivă baby broccoli, o legumă rodită cu renumitul broccoli, dar mult mai gustoasă și cu calități nutritive de excepție. Singura problemă cu care se confruntă fermierul buzoian este găsirea semințelor de broccolini. Provin din străinătate și nu sunt deloc ieftine. În mână broccolini. Este o combinație între broccoli și cale chinezesc sau gailan. Leguma, foarte apreciată în restaurantele de lux din toată lumea, crește și în pământ românesc. Daniel Toma a început să cultive broccolini în urmă cu 3 ani pe un teren al bunicilor săi din Amara. Leguma are o aromă ușoară, gust dulceag, distinct și textura mai aproape de cea a sparanghelului. Nu e greu de cultivat, e oarecum ca o vărzoasă. O cultivăm în două cicluri, în primăvară și toamnă. Eu am cultivat aici cam 1000 și ceva de metri pătrați, unde credem că o să recoltăm undeva la 1000-1500 de kilogram. Broccolini este înrudit cu broccoli, însă are o tulpină mai subțire și coroane mai fragile decât cele dense de la broccoli. Fermierul vinde kilogramul cu 25 de lei, iar principalii clienți sunt din București. Marfa o ducem în București și acolo o distribuim. Către băcănii, către persoane fizice. Sunt unele costuri care, în primul rând, semințele, care se găsesc foarte greu și le-am adus de undeva de afară, cu costuri mari de transport. Folia, sistemul de picurare, plus munca. Daniel Toma face livrări numai pe bază de comandă, iar pentru a rezista transportului, legumele sunt așezate în lăzi pline pe jumătate cu apă. Ce e prea înflorit și nu consider că nu e estetic și nu e cum trebuie, îl arunc de la recoltat. El nu trebuie să conțină flori sau să înceapă să se înflorească, ca să fie mult mai calitativ. Iar cel mai mic se curăță de frunze frumos. Este gata. Față de broccoli, broccolinii sunt mai gustoși și arată mai bine în farfurie. Se află deja și în meniul restaurantelor de la noi, nu numai de afară. Today we're gonna make sivas with broccolini. This is a little bit different from the broccoli. This is much in the good in the taste and the good for the health. Bucătarul nepalez folosește broccolini mai ales la platourile cu pește grill. Îl fierbe puțin, după care îl călește în unt și îl condimentează cu mirodenii asiatice. Leave this color and this beauty of nature. So leave it like this for 1 minute. We're gonna move it, put it like this. Make your plate beautiful. Left anything. It's very juicy with some garlic. Broccolini este bogat în vitamina C, oferind 100% din necesarul zilnic, dar conține și calciu, vitaminele A și E, potasiu, folat și fier, având doar 35 de calorii pe porție.